în episodul de astăzi. Așa, tat. Uite că o fac schemat. Salut, eu sunt Ciobi și până acum eu am vorbit singur, pentru că am început un meci de Fortnite, băieți. Am început un meci de Fortnite și eu până acum am vorbit singur. Vorbeam cum fac să ajung în zona asta, cum de alea, știți voi, chestii pe care le vorbești atunci când joci Fortnite. Da, apăsați pe butonul de like, ca data viitoare să-mi aduc aminte să apăs pe butonul de înregistrare, ca să pot să înregistrez când mă joc aici cu voi și să nu mai vorbesc singur degeaba. După cum spuneam mai înainte, și probabil nu știți pentru că n-aveți de unde, spuneam că nu prea mă pricep la jocul ăsta și deja cineva a fost și alutat cumva zona asta. Sperăm să nu avem player pe aici, nu prea sunt player pe aici încă, sau dacă au fost, au fost cândva. Spuneam că o să încerc în episodul de astăzi să fac măcar un kill. Acum, nu știu dacă o să mă descurc neapărat sau nu, vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă, dar atât mi-am propus pentru episodul de astăzi, măcar un kill să fac. Am, nu știu, nici nu știu de când a început meciul, sincer să fiu, am ceva de genul 5 minute de când filmam, teoretic, practic, nu pornisem filmarea, doar vorbeam singur. Vorbeam despre episodul trecut, când episodul trecut am ajuns la... pe locul 3 sau ceva de genul ăsta am încheiat episodul trecut și chiar tind să cred că m-am descurcat destul de bine și am spus că nu promit ca în episodul de astăzi să mă descurc la fel de bine, știi? Și atunci să nu aveți așteptări foarte mari de la mine și mai spuneam ceva, faptul că eu am sunetul cam dat prea încet acum și ar trebui să mi-l dau mai tare, doar așa, pentru simpla mea protecție și pentru a auzi și eu playerii care se împușcă probabil pe aici pe lângă mine și eu acum în momentul de față nu prea îi aud că n-am cum să-i aud. Nu știu dacă să mă duc în mijloc acolo la băieții mei cu care au seiful acolo în mijloc, că nu știu dacă mă pricep atât de bine. Hai să vedem să-mi dau jocul puțin mai tare. Nu l-am dat foarte tare pentru că nu port căști și pe boxe sper să nu se audă. Uite că totuși se aude trenul ăla, sper să nu se audă dublu. Dacă se aude dublu, asta îmi pare rău. E cineva în tren? Uite unul cu motocicleta. L-ați văzut? Eu nu știu ce încearcă să facă. S-a urcat nebunul. Să încercăm să mergem după el, oare? Hai după el, că până la urmă ce maxim trage după noi. Maxim, mai mult de atât nu prea are ce să facă. Nu ca știu eu cumva pe unde circulă trenul ăsta, dar tind să cred că pot să ies în fața lui destul de ușor, a? Ăla deschide acolo tot lootul ăla, că ăla e loot de acolo, nu? Dacă nu mă înșel. Hai de tata. Omul meu stă acolo, uite lui, l-ați văzut? Hai să-ți arăt șmechere ce, cum e să-ți o iei în freză. Hai că i-am arătat dacă e, cum e să-și o ia în freză. Adevărul că m-am și descurcat extraordinar de bine. A luat, cred că, tot din ce a găsit în tren. Ha? Nici măcar nu-l mai văd, cred că s-a și sărit nebunul. Da, băieți, speranța de a face măcar un kill episodul de astăzi a scăzut mai spre 0, de fapt, nici măcar nu spre 1. Ok, nu mai contează, de acum mergem cu motocicleta așa puțin. Facem o schemă, skibidi schemă, cum se cheamă asta, așa, uite, că am făcut din motocicleta asta submarin, am făcut-o. N-ai văzut așa ceva? Nu cred că e cel mai în siguranță să călătoresc cu motoreta asta, dar vezi, na, până la urmă, despre asta e jocul. Hai să vedem dacă totuși reușim să facem și noi un kill meciul ăsta. Înainte să murim, bineînțeles, că poate fac mai multe kill-uri, dar înainte să mor, aș vrea să fac măcar unul. Nu înțeleg cu cine se luptă oamenii mei de acolo. Stai că am văzut pe cineva. Mergem tiptil printre boscheți. Nu că eu n-aș fi albastru cumva, știi, și mă vede de la distanță extraordinar de mare. Dar vreau să văd dacă găsesc un player. Ia uite omul meu ce try harder. Uite ce construiește acolo, se bate cu... Mergem ușor. Poate îl surprindem, poate nu. Ok. Nu-mi dau seama dacă a murit sau dacă a fugit. Ok. Cred că ar trebui să plec de aici totuși. Nu de alta, dar nu-mi dau seama dacă omul meu a fugit sau fuge acum. Că ăștia oricum trag în mine. Haide. Adevărul e că sunt un pro la jocul ăsta. Sunt cel mai pro fără să... Bă, dar pleacă odată. Cea mai stupidă motocicletă pe care poți să o iei vreodată e asta. Pleacă poi mâine, pleacă. Adevărul e că ar trebui să lutez ceva mai mult, nu că ar conta foarte mult, că oricum mă descurc extraordinar de bine, dar cred că ar conta măcar să-mi iau ceva gloanțe, că nu stau atât de bine pe gloanțe și poate iau și eu niște arme ceva mai bune, a? Vă ce ziceți? Vă că ceva au lutat oamenii mei, tot ești nebun. Ia uite ce se bat oamenii mei, ia uite. Ia uite ce se bat oamenii mei. Așa, tată, am făcut și eu un kill, m-am ținut de promisiune, băieți. A, poate-l facem și pe a doilea? Ce ziceți? Două kill-uri, băieți, meciul ăsta.
suntem bine, suntem extraordinar de bine. Meciul ăsta a devenit din ce în ce mai bun, ești nebun? Uite-o leacă câte iteme aveau băieții mei acolo. Nu știu dacă să mă duc să-i lutez, sincer să fiu, parcă nu m-aș duce să-i lutez, că sigur mai dau de cineva, mai degrabă mă duc și lutez orașul ăsta de aici. Nu știu dacă asta e cea mai bună strategie, dar uite că fac schemață, am făcut schemață. Asta a fost schemață, ca idee, asta a fost schemață. N-ai văzut așa ceva. Totuși am rămas printre ultimii 25. La început spuneam că măcar printre ultimii 20 să rămân. Sunt la 25, adică ai mai are brânză. Aș putea teoretic să rezist până printre ultimii 20. Asta dacă nu vine unul și îmi dă mare bucată acum din trenul ăla care merge. Dăm niște gloanțe, mâncați-aș sufletelul tău, că nu prea stau bine cu ele. Ok, mi-am luat încă o armă dintre asta albastră, nu știu dacă mă ajută neapărat că e albastră, dar am plecat. Hai să vedem, măcar gloanțele dacă le-aș lua ar fi țiplă. Că nu sunt sigur dacă aveau ceva arme wow, că nu prea mi s-a părut că s-au opus atât de grav. Dar gloanțele astea cred că sunt binevenite, sincer să fiu. Nu știu de ce păstrez 10.000 de arme la fel la mine, dacă ai idee să fie acolo. Nu știu, fac colecție probabil cu ele, nu știu exact ce fac cu ele și am lăsat motocicleta pe partea cealaltă, acum mi-am dat seama. Asta înseamnă că continuăm călătoria, băieți, pe jos. Suntem cumva la marginea zonei, e bine, ne descurcăm, suntem băieți mari cum ar veni și atunci vedem oamenii de la distanță, oamenii răi. Păi nu prea mai văd pe nimeni, adică maxim mai merg așa puțin pe aici. Hai să vedem dacă mai lutăm în oraș, poate găsim o mașină aici, cine știe, că dacă aveam o mașină în zona asta mai mergem puțin, ne mai deplasăm puțin. Sau poate găsim un player cu care să ne batem, ar fi o chestie foarte interesantă din punctul meu de vedere, că cam slăbuți pe player, nu prea m-am întâlnit cu atât de mulți playeri. Hai să luăm mașina aia de acolo și să încercăm să schimbăm. Motocicletă. Mie îmi place mai mult motocicleta, nu știu de voi cum sunteți voi pe Fortnite, dar sincer eu sunt cu motocicleta. Mie îmi place motocicleta pe Fortnite. Mai gravă, aș merge oricând, deși face destul de mult zgomot, totuși prefer motocicleta, numai că acum m-am cam luat cam aiurea, nu-mi dau seama dacă o să pot să trec prin apa asta sau nu. Cred că cel mai probabil nu. Ha? Voi vezi că motocicleta asta cam plutește. Ok, cred că pot să trec și prin asta dacă mă chinui puțin, cred. Era culmea să nu trec fix prin asta, care era puțin mai mică decât cealaltă în partea elaltă. Era culmea, adică despre ce vorbim. Haide, tată. Urc odată. Da, știu, fac cam mult zgomot când mă joc Fortnite. Într-adevăr, fac cam mult zgomot din cauza motocicletei, dar mie așa îmi place să mă joc. Efectiv, nu știu, n-am o problemă cu chestia asta, că fac zgomot și că mă aud playerii sau chestii de genul ăsta. Chiar n-am nici cea mai mică problemă cu chestia asta. Știu unde am lăsat-o, mă mai uit puțin pe aici să vedem dacă mai văd un player sau ceva, dar mă rest nimic. Wow, m-am speriat puțin de aia ce s-a spawnat de insula aia, în rest suntem ok. Bă, nu prea sunt playeri. Am rămas printre ultimii 13, deci cumva am îndeplinit ceea ce am spus eu la început de episod, că vreau să rămân printre ultimii 20. Sunt printre ultimii 13. Înseamnă că e de bine, dar spun pareu că acolo sus sunt playerii mei preferați. Oamenii aia care vor să-mi facă rău, cum ar veni, care vor să mă omoare. Trebuie să am mare grijă pe aici. Zonele astea sunt cam prea expuse. Momentan nu prea văd pe nimeni acolo sus. Bă, e posibil să fie cineva pe acolo sus. Nu știu dacă să mă duc, dacă să intru în riftul ăla, că parcă în momentul când mai intru în riftul dintre astea și vreau să mă duc pe insula aia, încă mi-o iau. Adică nu prea mă descurc. Când stau mai așa, mai la distanță, parcă altfel merge treaba. Nu știu exact dacă e o chestie corectă sau oamenii mei s-au bătut pe acolo. Totuși hai să... Uite unde se bat. I-ați văzut, da? Uite acolo în față, ia uite. A? Bă, da, să mor eu cu ținta, suntem paralele. Trebuie să vezi ce cap îmi dă. Să vezi ce cap îmi dă. A, dar el fraier la fel ca mine, ești nebun, trebuia să mă omoare de atunci de o grămadă de ori. E bune? Mai vine și frate sub pe lângă. Haide, fratele meu, pe bune, chiar nu-l nimeresc și mai este unul pe partea cealaltă. Ok, am mai făcut o eliminare. Ok, 3 kill-uri. Suntem bine momentan. Ăla construie... Mamă, ce nu-mi plac oamenii ăștia care construiesc așa în felul ăsta? Mie nu-mi plac oamenii care construiesc. Oamenii care construiesc pentru mine sunt oameni răi. Ia uite ce fuge, fratele meu. Bă, dar chiar nu l-am nimerit deloc. Bine că i-am dat câteva totuși. Nu a fost chiar deloc. Dar mi se pare foarte ciudat că... Am avut impresia că i-am dat destul de mult damage. Dar nu.
Nu, n-a fost așa. Ok. Oricum omul vrea să mă flancheze și probabil mai vin și frații lui. Dar câte iteme sunt acolo pe insula aia, nici nu știu unde a fugit ăsta. Eu doar că am mai văzut că mai construiau oamenii mei, uite, pe acolo, pe undeva. Păi mi s-a părut că au ceva, ești nebun? Păi ce trage unul cu AVP-ul? Ah, uite, cred că-s acolo, ia uite că-s acolo. Trage unul de sus, de acolo, pe acolo, pe undeva, uite cum împușcă. Wow, mă, nebunilor, ce aveți? Adevărul că eu nu prea mai am gloanțe de bătaie cu ei, dar hai că o iau așa, pe lângă, poate totuși măcar un kill să fac și eu. Mai fac încă 1-4 kill-uri, sunt printre ultimii 8. Vezi că e bine, nu e rău. Am două arme la fel, una mov și una albastră. A, eu cu armele sunt perfect. Mamă, e de ăla care construiește puternic. Eha, ce-a fost asta? Ce-a fost asta? A, omul meu vrea să... Ușor. Pleacă. Vrea să-mi dea. Mamă, dacă te gloanțe am luat de la prietenul meu. Opa, geanta. Omul meu vine prin apă, ești nebun. Ce te-a apucat, fratele meu? Nu că m-aș ști eu că puteam să-mi pun niște ziduri de protecție ceva, dar nici el nu prea știe. Ia uite-l cum i-am dat-o. Ești nebun? M-am descurcat de minune sau un bas? Mamă, ce e asta? Păi dai că n-am văzut arma asta. Vezi că oamenii mei încă se luptă. Ai, uite, e acolo unul cu mașina, l-ați văzut? Uite, îl vedeți? Ia-și trage cineva din partea asta la altă. Bă, ce nu-mi plac ăștia care construiesc, mor de ei. Omul meu își face palat, n-ai văzut așa ceva, uite ce fuge. Vai de viața mea, oamenii mei își fac palat, ei au venit pe Fortnite, în loc să se joace Fortnite, să tragă un player și așa, ei își construiesc palat, băieți. Omul meu și-a construit palat. Uite că o să vină zona și o să-l prindă zona. Și mie îmi place când îl prinde zona. A, uite pe pod acolo, îl vedeți? Da, eu n-am mai ținut cont de ăsta care era mai înainte în spatele meu aici în apă. N-am mai ținut cont de el. Hai că bine. Salute a tutti, mai sunteți pe aici? Băgăm un big shield aici la băiat. O să intre frumos la maț. Bam, bam, bam. Ăla trebuie să vină din zonă, că eu nu știu unde a rămas. Pe bune, chiar nu știu unde a rămas. O să vină, o să trebuiască să vină, că altfel nu rezistă, nu? Nu ar trebui să moară. Dar la câte construcții sunt pe acolo, ești nebun la cap? Mă aștept să apare deodată lângă mine, ești nebun? O să ne adune zona pe toți. Vă dați seama că o să ne adune pe toți. Nu era vorba de asta, ci faptul că băiatul meu a tras kill-ul cum ar veni și a fugit pe lângă zonă. Bine, câteodată fuga e mai sănătoasă, că e posibil să câștigi avantaj. Mai suntem 3, iar am rămas printre ultimii 3, exact ca în meciul trecut. Acum întrebarea e... Câștig meciul sau mi-o bătaie? Că la cum mă mișc eu pe aici, mă cam văd oamenii mei. Nu știu dacă o să mai câștig de data asta, băieți. E posibil să da, e probabil să nu. Partea bună e că am ajuns printre ultimii 3 exact cum nu mi-am propus de fapt, că m-am gândit la totul altceva, dar vedeți voi că viața așa face să... Bă, ce trage ăsta după mine, n-ai văzut așa ceva. A, unde ești, taică? Mamă ce mi-a dat-o, iar ultimii 3, dar asta a fost ciudat. Puteam să construiesc în momentul când a tras în mine, n-am făcut-o, că am zis că la, că n-are nimic, ce se poate întâmpla. Uite ce s-a întâmplat. Am rămas în ultimii 3 și n-am făcut decât să-mi iau bătaie. Cam atât cu episodul de astăzi, eu am fost Ciobi și v-am țucat, pa!